Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Ieri am vrut să fac subiectul pe care îl fac astăzi. De ce nu l-am făcut ieri? Pentru că s-a întâmplat să fie 4 iulie, ziua Statelor Unite, și aveam așa obligația morală de prieten și partener, ce mă aflu și eu alături de colegii mei, 18 milioane și ceva, 19 milioane de români. Prieten și partener al Statelor Unite, ieri am făcut un subiect legat un pic și de ce se atinge. Subiectul pe care am vrut să-l fac ieri și îl fac astăzi e, după părerea mea, unul dintre cele mai tari subiecte din ultima perioadă. A ieșit domnul Ludovic Orban, președinte al Partidului Național Liberal, la televizor și a spus cu subiect și predicat că dacă Partidul Național Liberal vine la putere, legea salarizării unice, aceasta care a provocat nu valuri, tsunami-uri și în presă și în sindicate și a ieșit cu bătălii și cu scandal și Lia Olguța să-l păruiască, să-l dea afară pe liderul de la polițiști pe coarnă și Hader și toată război în toată regula. Deci după războiul ăsta în sfârșit s-au potolit apele să dădu legea cu salarizarea și astăzi, ca să vedeți cum le așează bunuțul, când vrea bunuțul toate lucrurile merg bine. Astăzi, când mă pregăteam eu să fac subiectul pe care trebuia să-l fac ieri, ce credeți că văd la televizor, la colegii din redacție de la știri care sunt la zi, la secundă cu tot ce se întâmplă în România? Până Călin Popescu Anton Tăricianu spunând că s-au făcut indemnizațiile parlamentarilor 130 de milioane, ceva de genul 130 de milioane de lei pe lună, băi, zic, în secundă, a fost prima oară când mi-a părut, așa mi-a părut un pic, sincer, că nu mai sunt parlamentar. Bă, 130 de milioane indemnizațiile parlamentari, foarte tare. Am zis, bun, hai că se leagă cu subiectul. Bă, da, mai citesc o știre. Vine editorul de serviciu, șeful nostru astăzi la redacție. Și bă, Tudore, tu știi că deja gata cu tichetele de vacanță? Unde este banul suficient? Pac, au plecat în vacanță. Băi, zic, stai mă un pic, acum îmi pare rău că nu mai sunt senator. Bă, da, îmi pare rău că lucrez la o televiziune bună, dar privată. În loc să lucrez la o televiziune pe care nu vreau să o cataloghez, dar de stat. Pentru că acum mi-aș fi dorit să lucrez la TVR. Căci copiii și colegii de acolo și copiilor pleacă la mare și la munte cu tichete de vacanță. Echivalentul a un salariu brut, minim pe economie. Bă, nu-i de colea, sunt 15 milioane. Cu 15 milioane te duci modest acolo 2, 3, 4, 5, 6 zile la mare. Eu, ca să mă duc la mare, iau bani de la patron, de la salariu și mă duc tot pe aceeași plaje, pe același șezlong și la aceeași cârciumă, cu ea de la buget. În secunda în care am avut aceste două frustrări, pe care, după cum vedeți, am puterea să le recunosc. Alți colegi din presă o dau după cireș. Bă, stai să vezi că nu e așa, că am crezut că n-am știut. Vreau să vă întreb. Și vă, poate nu vă interesează subiectul. S-a inventat telecomanda, sunt televiziuni cu mult mai interesante decât B1 la această oră, la ora 18, mergeți acolo. Eu vreau să vă întreb așa. Băiatul ăsta din imagine, pe numele lui Ludovic Orban, președinte PNL, a vorbit gura fără el în momentul în care a spus că dacă vine partidul domniei sale la putere, anulează legea actuală a salarizării care este nesustenabilă, e proastă, adică n-are susținere în economie? Sau n-a vorbit gura fără el și într-adevăr ce fac ăștia cu salarizarea este o crimă în desfășurare la adresa viitorului nostru ca nație și ca economie. Face Ludovic Orban, cum să zic, anticameră la Traian Băsescu și va tăia PNL-ul salariile așa cum le-a tăiat și Traian Băsescu în 2010 cu echipa lui, cu Boc și cu restul? Sau are dreptate? A mințit Băsescu când a tăiat salariile sau minte Orban? N-a mințit niciunul dintre ei. Iată câte subiecte într-o singură emisiune. De ce spun asta, oameni buni? Eu îl cunosc pe Ludovic Orban de 25 de ani, 26 de ani. Ludovic Orban, lăsând orice glumă, deoparte este un politician care rare ori a vorbit gura fără el, mai ales acum că este în fruntea celui mai mare partid în opoziție. Deci când spui, dacă venim la putere, anulăm legea salariilor din România pe care a făcut-o Dragnea cu Vâlcov și cu ăștia, e noaptea. De ce? Pentru că va urma o tăiere de salarii dacă vine la conducerea țării echipa condusă de domnul Orban. Nu cred că s-a referit, domne, anulez legea asta și fac salarii și mai mari. Pentru că atunci toată lumea ar fi într-un extaz fără margini, ar vota PNL chiar dacă nu sunt alegeri. Ar cere lumea alegeri doar ca să mărească liberalii salariile. Nu. Eu cred că Orban a spus așa. Nu cred, știu. Domne, nu e sustenabilă. Economia României nu poate susține salariile astea. O să ne ducem în cap
cu deficitul, o să ne ducem în cap cu împrumuturile, băgăm într-un rahat fără margini copiii și nepoții pe care îi îndatorăm cu sute și sute de miliarde, ca să facem acum o treabă pur electorală, adică mărim salariile și pensiile. Mai ales, atenție, mai ales, în condițiile în care și președintele României le spune cam același lucru ăstora de la putere. Bine, deschidem telefoanele. Invitatul emisiunii sunteți dumneavoastră. Sunt multe emisiuni, asta e una dintre ele, în care singurul invitat și, de fapt, cel mai important invitat se cheamă telespectatorul B1 TV, adică cei care acum vă uitați la acest minunat post de televiziune. O să mergem imediat la Craiova, de unde vorbește, glăsuiește și doamna Lia Olguța Vasilescu îi dă lui Orban de-i sar plombele. Bă, nici n-ai citit legea, vorbește gura fără tine, vai mama ta, da, legea e foarte bună, avem bani, zice Olguța, le aveți înscrisurile pe ecran. Dar înainte să merg la Craiova, vreau să fac o precizare, ca să nu credeți că lucrurile sunt simple. Am sunat câțiva foști colegi de-ai mei din Marele Partid Național Liberal și i-am întrebat, bă, Ludovic Orban, când a ieșit la televizor și a spus în weekendul ăsta că veți anula legea și veți face alta, a vorbit de capul lui sau a vorbit în numele partidului după o deliberare internă? Bă, Tudore, a fost o deliberare internă. Adică, în altă ordine de idei, Partidul Național Liberal stă cam în spatele lui Orban pe această decizie. Vă spun, stimați telespectatori, oameni buni, bă, fraților, este una dintre cele mai tari decizii politice pe care eu le-am văzut în ultimii 2 ani, 3 ani, da? Dacă am comparat-o cu tăierea salariilor al lui Băsescu, vă imaginați ce cutremur ar reprezenta o astfel de decizie aplicată. Pentru că dacă va veni, și probabil că va veni într-un moment, și rândul liberalilor la putere, că nu o să moștenească puterea guvernamentală în România PSD-ul ever cu Dragnea în frunte, nu cred. Dacă vin și economia merge ca acum sau mai prost ca acum, s-a terminoiu. Va urma tăierea de salarii marca Orban PNL, cum a fost tăierea de salarii marca Băsescu Boc PDL. Bine, haide că am vorbit suficient, v-am pus în temă, vă reamintesc, cei care sunteți bugetari, să vă dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate, mergeți la mare pe banii noștri, ai celor care lucrăm la privați. Adică am 3 cameramani, sunetist, producătorul emisiunii, regizor, toată lumea, toți de aici muncim pentru ca voi, bugetarii, să mergeți la mare, noi plătim la stat, pentru ca voi să mergeți la mare și pe bănuții noștri. Iar noi avem dreptul să ne bucurăm să fim altruiști. Păi, așa ne-a învățat. Ne-a chemat patronul și a zis, bă, nu mai fiți răutăcioși, mă, băi, băi, ăștia de la privați. Susțineți-mă pe aia 1.200.000 care sunt la bugetari, noi muncim, cotizăm, ei pleacă la mare cu copilașilor pe banii noștri, noi mergem la mare pe banii tot ai noștri. Bine, la Craiova, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua, doamnă. Alo. Salut, Gigi, iartă-mă, sunt atât de pornit pe veselia care e la mare. O să vedeți imagini de la mare, cum stau bugetarii la un loc, Gigi, cu ăștia de la privat, pe aceeași plaje, șezlongul costă la fel, bericioaica la fel, micișorii la fel, hamsia prăjită la fel, plimbarea cu barca colorata, mâine e gata, toate costă la fel la mare. Bă, imagine, Alexandre, să vadă lumea la mare. Și eu vă întreb așa, te întreb pe tine, Gigi, dacă ai să vezi imaginile astea de la mare, poți, te rog eu frumos, să te uiți în cadru, să-mi deosebești pe plaje bugetarul de privat? Mă, să fie ea, dracu, dacă în șlipi, în slapi și în costume de baie nu arată la fel. Ia uite-i. Păi, dar imagine. Nu, domnul Barbu... Ia zi-mi, Gigi, pe imaginile astea, care sunt bugetari și care sunt de la stat, în care sunt primați. Nu poți să-ți dai seama, sunt bine amestecați acolo. Păi de ce să mă amestecați, că la bani nu mai sunt amestecați, unii au plecat cu tichete de vacanță. Este copilașul ăsta cu colac portocaliu, ce zici? E de bugetar colacul sau e de privat? Nu, n-are colacul, să știți, că are același preț și la buget și la privat. Păi da, dar la bănuți, vezi tu, vezi, mă, Gigi, că la bănuți, familia lui Colăcel ăla, lui fetița. Nu, aia, eu vreau să vă spun altceva, dacă e la TVR, familia a luat, ia uite, costumul ăsta roșu de baie de pe domnișoara. Crezi că domnișoara asta e bugetară sau e de la privați? De unde și-a luat costumul, din banii mei? Este român, cam râtă, domnul Barbu. Nu e chiar așa. Ba, nu, da, Gigi, nu e chiar așa, că e una să fie amărât cu tichet de vacanță și alta să fie amărât fără tichet de vacanță. Domnul Barbu, pe mine mă scârbesc foarte multe lucruri. Da. Și aș vrea să vă dau voie să punctez câteva lucruri. Da, vă rog. Că probabil că și căldura din ultimul timp sau schimbările astea climaterice din ultima vreme le-a luat mințile la băieții ăștia, că unii spun că taie, alții spun că dau. Oameni buni, eu trăiesc în România de 25 de ani de zile, muncesc pe cont propriu, în sectorul privat. Și este groaznic, pentru că
pe lângă faptul că duci o grămadă de griji la salariații care ai duci grija să le plătești la timp impozitele, te mai lovesc și oamenii ăștia dând cu niște legi în tine, de nu mai poți să-ți faci nicio previziune pentru viitor. Ce este dureros în țara asta, că toată lumea promite că le dă fără ca cineva să le spună oameni buni începând cu 2017, facem investiții în această țară ca să creăm locuri de muncă. Păi da, dar investițiile nu aduc voturi, prietene. Prostimea votează nu pe investiții, adică noi, prostimea, eu și restul 18 milioane de electori. Noi nu votăm pe investiții, mă, băiete. Noi votăm pe salarii, pe pensii, pe ajutoare, pe lemne de foc, pe tichete de vacanță. Da? Păi mi-e tare teamă, domnul Barbu. Da, te ascult, ți-e teamă că ce? Mi-e tare teamă să nu votăm o sărăcie lucie pentru viitorul atât al nostru, apropiat, cât și al copiilor noștri. N-ai cum, sărăcia n-are cum să se mai lipească de noi din moment ce cresc salariile. Bă, la primar le-au crescut salariile în draci. Uite la domnii din imagine, parlamentari, 130 de milioane le-a făcut astăzi indemnizația. Domnul Baru, ești criminal să împrumuți bani, să dai salarii, domnule. Atenție, nu spun ca să... Iartă-mă, Gigi. Să nu creadă cineva că blamez parlamentarii ca 130 de milioane. 130 de milioane este o indemnizație civilizată, raportată la cât au alții până Europa, alți parlamentari. Dar eu stau și mă întreb, de ce primii parlamentarii și primarii? Păi da, vin alegerile și... Da. Vedeți dumneavoastră, primarii... Ia spune-mi, Gigi, spune-mi așa, Gigi, cum ți se pare declarația domnului Ludovic Orban, dacă PNL-ul vine la putere, anulează actuala legea salarizării și o face alta... Eu îl urmăresc de foarte multă vreme pe domnul Orban. N-am o impresie proastă despre dânsul, dar bănuiesc că astăzi căldura l-a făcut să facă asemenea afirmație, pentru că nu poți să tai așa. Au tăiat odată, în 2009 sau 10, când a tăiat Băsescu. Acum, când vor tăia definitiv, probabil că nu o să mai aibă de unde să le dea. Dacă intrăm într-o incapacitate, Doamne ferește, de plată... Dar eu te întreb altceva. Dar dacă Ludovic Orban are dreptate și legea asta nu are susținere economică și nu sunt bani de salarii și adevărul e la el, adică ar trebui anulată și făcută alta înțeleaptă. Dacă are dreptate Ludovic Orban, te-ai gândit? Da, e posibil să aibă dreptate să facă o lege înțeleaptă. Păi pentru atunci... că nu are sustenabilitate legea făcută de Lia Olguța Vasilescu, domnul Barbu. Nu ai de unde, câtă vreme n-ai venituri. De unde? Din amenzi și din păi ce? Păi hotărăște-te, mă, băiete, are dreptate Orban sau vorbește prostii? Că ai zis că l-a făcut căldura să vorbească tâmpenile astea. Păi nu, a vorbit prostii pentru că n-a dus argumente până la capăt. Trebuia să argumenteze. Ei tot vorbesc prostii. Pui la muncă un om care n-a muncit o zi în viața lui. Orban iese cu declarații din astea. Trebuie să spună, dom'le, economia românească în momentul de față nu vă poate susține salariile, punct. Nu puteți să luați salarii la infinit fără muncă și fără investiții. Ai zis că lucrezi de 25 de ani în mediul privat? Da, de 25 de ani. Lucrezi ca angajat sau ca angajator? Nu, ca angajator lucrez. Ca angajator, adică ai... Dai o pâine de mâncat la oameni, da? Dau o pâine și dau o pâine cu sudoare. Bravo. Explică-mi și mie, cum ți se pare ție legea salarizării unice și nu te întreabă ăia ai tăi, bă, patroane, la stat le măriră ăștia, salariile le făcură dublu aproape. La noi, matale, care ești patron, de ce nu ne dai bani? Păi, se uită și ei săraci nedumeriți, domnul Barbu, pentru că, vedeți, trăind lângă mine de 25 de ani de zile, au început să învețe că, de fapt, productivitatea ne mărește leafa și nu lenea ne mărește leafa, cum mărește la bugetar. Gata, hai că am înțeles. Bine, bă, în sfârșit că m-a iluminat productivitatea. Deci să înțeleg așa, Gigi, că la funcționarii publici s-a mărit de două ori productivitatea, la profesori s-a mărit de două ori productivitatea, la polițiști, la armată, toate au productivitate dublă, nu? Da, s-a mărit productivitatea la lene, domnul Barbu. Bine, Gigi, mersi mult de tot. E un punct de vedere. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Salut, Ilie. Domnul Barbu, am ascultat acum anterior la antevorbitorul meu, să știți că este grav ce se întâmplă la noi în țară. Adică? Pentru că întreaga clasă politică, domnul doctor, domnul Barbu, să zic și eu așa, vă rog să ne iertați. Nu am nicio problemă. Emoții. Nu, n-ai motiv. Întreaga clasă politică este intrat într-o mocirlă extraordinar de grea. Pentru că nu mai poate cum să mai iese. Exemplu unde ne-a băgat acum Liviu Dragnea și cei care sunt acum coaliția la putere. Deci eu cred că într-o perioadă în viitorul cel mai, așa, o perioadă lungă,
suntem într-o criză extraordinar de grea. Cum se pare declarația domnului, cum se pare decizia liberalilor și declarația pe care de consecință a domnului Orban că dacă PNL-ul vine la putere va anula această lege și va face una care în opinia liberalilor să poată să fie aplicabilă? Păi ce pot să spun eu, domnul Barbu? Că ce crezi? În privința asta... Cine vorbește acolo la tine în casă? Stai puțin. Dă-o pe soție un pic mai încet, frumos, sau cine vorbește. Nu, nu e în casă. Eu fac dializă, sunt la centru de dializă. Așa. Aici ești asistent, am pacient care... Iartă-mă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dumneavoastră, numai bine. Cum, tu m-ai sunat pe mine? Tu m-ai sunat de la dializă? Da, acum. Acum ești cablat la dializor? Da, exact. Chiar acolo sunt. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Și la dumneavoastră mulțumesc. Bine, bine. Aș vrea să vă spun un lucru, domnul Barbu. Da. Problema e că nici în 2010, domnul Băsescu, poate că ar fi avut alte șanse să nu taie salariile. Deci putea să facă, să spunem așa, eu, să nu zic o prostie, să nu vorbesc așa, dar putea să din prejudiciul ce s-a furat până acum, să anuleze, să ia prejudiciul de la cei care au luat și putea să facă în așa fel încât salariile să nu taie. Aș vrea, Ilie, să te contrazic, dar într-o țară în care acum iese la iveală un mecanism de ciordeală absolut istoric, halucinant, în țara aia se tăiau salariile, da, cam ai dreptate. În țara lui Băsescu se tăiau salariile în timp ce niște găști absolut incredibile furau cu 48 de mâini, nu cu două, cu 76 de mâini. Așa e. Bine. E prima, cea mai mare. Bine. Deci, părerea ta despre declarația liberalilor că e corectă sau nu e corectă? Vorbește gura fără ei sau nu? Ar fi, practic, ar fi corecte, domnul Barbu, pentru că legile care sunt legi tâmpite, care deci sunt făcute doar numai pentru ei. Am înțeles. Bine, deci, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu vreți să știți, stimați telespectatori, eu am văzut, am filmat, am vorbit. Nu vreți să știți ce înseamnă ca viața ta, cum e cazul lui Ilie, cel care a vorbit la telefon, să depindă de un aparat. De un tomberon așa, cam cât două noptiere, care se numește dializor și care are niște consumabile, niște filtre. Și a fost o perioadă în România în care nenorocirile erau atât de mari încât guvernul, nu mai spun în ce perioadă, și n-avea bani, 100 și ceva de mii de dolari, 200 de mii de dolari, ceva de genul, să cumpere filtre și mureau românii pe capete că se stricau dializoarele. Ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Mergem mai departe. Bună ziua, suntem în direct. Sunt oscilez? Nu, e zi, clar. Bună ziua, vă ascult cu drag. Alo? Nu? N-avem? Nu vorbește nimeni cu noi? Nu. Gabriela, vorbești cu noi? Gabriela, nu vorbește Gabriela cu noi. Vă reamintesc, până merg la Bacău, la Bacău e cu noi? Da, la Bacău. Bine, stai un pic la telefon la Bacău. Vreau să vă reamintesc că ce citiți pe... Închide sonorul televizorului la Bacău, dacă vrei să ne înțelegem, dacă nu, închid eu telefonul. Da. Da, Gabriela, acum ai venit și tu la telefon? Da, bună hai ziua! Hai că ți-ai revenit, era păcat de Dumnezeu că așteptai nu, de mult. Imediat. Haideți să vă spun, eu sunt bugetat. Gabi, Gabriela, da. Stai puțin, și tu și cel de la Bacău, stați la telefon, nu închideți că vorbim imediat pe rând, întâi cu doamna, că e doamnă, de-aia vorbim cu femeile prima oară, și apoi mergem la Bacău. Vreau să vă reamintesc că ce citiți pe ecran sunt declarațiile și ale lui Orban în numele PNL-ului, și ale lui Lia Vasilescu în numele Coaliției de la Putere. Citiți-le cu atenție și, repet, bucurați-vă că ministerul doamnei Lia Olguța Vasilescu, bă, ca să vedeți câtă ironie, câtă bătaie de joc. Știți cum se cheamă ministerul pe care îl conduce doamna din imagine? Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Adică faptul că bugetarii pleacă în concediu cu tichet, iar 3,3 milioane de privați n-au tichet de vacanță, se cheamă în opinia doamnei asta din imagine justiție socială. Faptul că primele salarii mărite sunt ale parlamentarilor și primarilor, în opinia lui Lia, este justiție socială. Da, Gabriela, ești bugetar, te ascult. Exact, sunt bugetar. Am o problemă, deci vis-a-vis de tichetele de vacanță, să știți că nu s-au dat la bugetari. În schimb, la privații au dat. O parte din dânsii au dat. La bugetari încă nu s-au dat. Da? Încă nu sunt normele.
da? Chestia asta este din 2013 și ne plimbă cu zăhărelul. Bun, trecem peste chestia asta. Băi, stai puțin, stai un pic, Gabriela, că nu trecem așa ușor. În primul rând, de la 1 iulie, ordonanța de guvern 49, cred, sau ceva de genul, a intrat în vigoare. Deci, dacă nu s-au dat, se dau. Nu, dacă nu ți le-au dat, rămâne la latitudinea instituției de fiecare dată când se face... Până la 1 ianuarie 2018 e la latitudinea instituțiilor din ianuarie 2018 obligatoriu. Da? 1. 2. Deja s-au dat tichete de vacanță la instituții bugetare. 3. Dați-mi un exemplu. O instituție bugetară unde s-au dat tichetele de vacanță. La instituții din directa subordinea guvernului. Dacă vrei, intru pe internet în prima pauză și ți le dau cu nume și pe prenume. Da? Deci eu vă spun că sub Ministerul de Finanțe nu s-au dat. Bun, ok. Cum ți se pare faptul că e lege care... Hai să zicem că suntem în 2018. Da? De ce prin lege în 2018? În 2017 să zicem că nu. Mă, dar în 2018 e lege că vor pleca în vacanță cu tichete. De ce? Știți care este problema și vă spun și o să vedeți că așa o să fie. Mm. Până la 1 ianuarie 2018 or să mai fie schimbări ca de fiecare dată. Eu îți vorbesc ce-i pe lege azi, Gabriela. Nu îmi spune tu cum se va schimba. Dar legea este din 2013. Bine. Nu te întreb unde muncești, ți-a crescut salariul? Am ajuns pe studii superioare la 2800. Vezi că îmi răspunzi cu multă inteligență, dar nu-mi răspund la întrebare. Ți-a crescut salariul? Da, mai mi-a dat 15 lei la salariu. Mie nu mi-a dat. Și nici cameramanului director de imagine nu i-a dat și nici la alte 3, nu știu câte milioane de privați nu le-a dat. Așa, bun, dar vi se pare normal ca noi, 2800 sau cei din primării cu salarii mai mici și pe forul superior, pe parlamentar, salariile care sunt? Nu mi se pare. Normal? Nu. Nu, deci dacă eu lipsesc de la birou, da, deci eu dacă lipsesc de la birou... Da. Pe mine mă taie, da? Îmi taie ziua. La parlamentar când se face prezența și nu sunt la birou? Nu, hai că ea sunt 400 cu toții. Nu te lua păi de ei. 400, dar dacă faceți calcul la 400 de aici, la salariile care le au și vin din joi în 14. Da. Și întrebare, că văd că ești o fată deșteaptă și ești onestă. Încă o dată, ți se pare că este justiție socială într-o țară în care mărești salariile uneori cu de două ori mai mult? Nu, pentru că orice mărire o să vină după aceea cu tăieri de salarii, o să vină cu dat afară, se mărește șomajul, salariile din 2010 care au fost tăiate de Băsescu s-au dat înapoi, cei 25% și când vă spun chestia asta știu, 25% s-au dat în tranșe. Banii o parte i-a dat chiar Boc înapoi. Nimeni nu recunoaște că banii s-au dat. A fost la modul general. Frate, tăiem salariile sau dăm lumea afară? Și dacă dădea lumea afară, ce făcea? Ieșea toți în stradă să creștea șomajul și așa mai departe. Așa toată lumea a acceptat, frate, mai puțin pentru o perioadă și după aia ne-am luat banii. Foarte corect ce spui. Dar nimeni nu recunoaște chestia asta că s-au luat banii. Emisiunea se întâmplă acum unde tu vorbești, recunoaște asta, Gabriela. Poftim? Emisiunea la care tu vorbești în direct acum recunoaște asta ce spui tu, da. Exact, dar v-am auzit, dar a spus de tăiere de salariu, dar n-a spus banii s-au recuperat. Și lumea trăiește cu impresia că banii nu s-au recuperat. Banii s-au recuperat. Nu. Mai bine dădeau bani la medici. Nu, dacă vrei să discutăm adevărul, banii nu s-au recuperat. Sănătate și în învățământ să dea domnul Barbu, dar nu în ministere, să dea în spitale. Da? Să dea spitale și la profesori și la învățători, da? Nu în Ministerul Învățământului, nu în Ministerul Sănătății, că ea stau cu fundul pe scaun degeaba. Cum ți se pare, bine, da? Gabriela, cum ți se pare declarația lui Orban, dacă PNL-ul vine la putere, vom anula această lege și vom face una echitabilă și...